Leagă-ne sufletul ochii tăi ca o lacrimă de dor. Și că fără tine eu nu-s nimic. Fostul primar al comunei Band, Mircea Rusu, recunoscut ca artist drept Mircea Rusu Band, a fost încarcerat pentru a ispăși o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani, o lună și 10 zile, după ce a suferit a doua condamnare într-un dosar penal, de această dată pentru complicitate la delapidare, cu o valoare totală de peste 500 de mii lei. Curtea de apel Târgu Mureș l-a condamnat pe fostul primar Mircea Rus la 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare în formă continuată, pentru 26 de acte materiale, în legătură cu unul dintre casierii primăriei Bean de la acea vreme, Gârbu Petru, și la alți 2 ani de închisoare, pentru aceeași infracțiune. În legătură cu un al doilea casier, Bodor Zoltan, tot pentru 26 de acte materiale. Potrivit portalului instanței, întrucât Mircea Rus a mai suferit o condamnare pentru abuz în serviciu, pentru care era condamnat la un an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei, Curtea de Apel Târgu Mureș a contopit cele două pedepse de câte 2 ani închisoare aplicate în acest caz, cu pedeapsa de un an și 4 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice. În acest sens, instanța a decis că aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, căreia îi adaugă un spor de un an, o lună și 10 zile închisoare, reprezentând o treime din 3 ani și 4 luni închisoare, și aplică inculpatului Mircea Rus pedeapsa principală rezultantă de 3 ani, o lună și 10 zile închisoare, cu executare în detenție. Sumele delapidate au fost descoperite în urma unor controle ale ANAF. Actualul primar din comuna Bean, Mircea Radu, nu a dorit să comenteze cu privire la încarcerarea predecesorului său, Mircea Rus, însă a declarat presei, luni, că după câștigarea alegerilor locale a găsit în bugetul comunei suma de 2000 lei, o serie de lucrări începute și abandonate, una dintre acestea, cu o valoare foarte mare, fiind achitată unei firme care a declarat la scurt timp insolvența. Mircea Radu speră ca măcar o parte din sumele considerate de instanță ca fiind delapidate să fie recuperate. Și fie vreme bună, și fie vreme rea, mutăm și mult din loc, dacă vrem. Noi suntem soarele, lumină a dragostei suntem. Noi suntem soarele, soarele noi suntem. Parcă de când lumea într-un cui am întâi două păsări ale aceluiași zbor.